Dar înainte, sau într-o completare, permiteți-mi să dau cui merită celui care a făcut o operă, să dau o litură de onoare din partea Academiei, ce este aici. Asta, da? Vreau să primești această diplomă de onoare pentru de ortosire, pentru credință și mai ales pentru realizare. Păi dacă mie mi-a trebuit două nopți, apoi de adevăr dumitale, cred că ți-au trebuit vreo 2-3 ani, bun de tot, să scoți ce ți-ai scos. Este prima lucrare serioasă, documentată și poate și, de ce nu, într-un duh, dată într-un duh al refacere credinții noastre. Mă uit la... Eu sunt atașat de mâna zilea ca și mă uit cu totuși oamenii, sute de oameni vin la această catedrală și încetul cu încetul numărul lor ascult. Cartea de noastră este o provocare. Este o provocare față de o împlinire față de noi. Datorie de onoare la noi. E o provocare față de, în primul rând, față de studenții noștri și cum și față de ce se numește o țară care cam hălăduiește, care încă nu și-a găsit, poate prea devreme 30, poate ne trebuie 50 de ani. Da. Din păcate, după 50 de ani, populația României va fi înjumătățită, dacă nu mai grav. Ce vreau să vă spun? Nu vă de felicitări. E vorba de o notă pe care vă dă un institut la Academie Române. V-aș mai ruga un lucru. Mai mult decât a vă oblig. Dacă a scris de ăștia 30, unii peste alții, așa, mă rog, am suferit, e ca și cum ai spune, soarele de ce răsare. Că și eu. Dar te duci dincolo, dacă mai poți spune de cei care au avut și mai zăbuit după gât și se beau în spate și venea de nebărăbere. Mai sunt câțiva, am mai rămas câțiva. Părinte, viac și ce ajunge pe urmă, să cam găbiți că a stat de vreo 10 ani sau 15 ani, ce faceți cu el? Te-a jucat partea a doua să fie închinată, lupte armate ca poșoare. 2380 de macedoni au luptat și peste 1800-2000 în organizație din Banat. Aveți slavă Domnului, dar grăbiți-vă, adică doamna Popoasa își are economia sa. Mulțumesc, doamnă profesor, și mă bucur. Am o surpriză, că nimic. În viață nimic nu poți face singur, că tu știi ce pot. M-aș vrea să primiți de partea aceeași academie, domnule profesor Tăcan, fiindcă nu numai că l-ați ajutat, nu numai că l-ați făcut părtaș, colaborator, ci responsabil. Dar conduceți o facultate grea. O facultate în care oricând se pot pune întrebări, la care trebuie biserica să răspundă. Chiar prin tineretul pe care îl aveți la dispoziție, oricând biserica noastră vă să spună da, se mai poate face mai mult pentru ce înseamnă a transforma biserica lucrătoare în biserica luptătoare. Pentru ea luptăm noi. Și pentru asta sunteți vreați aici. Și vă rugați și vă luați și sala. Așa le spun și al oamenilor. Da, da. Da, și noi, ultimul număr de nate, pentru că vedeți și dumneavoastră, arhivele totalitate. Mă rog să primiți. Suntem la 104-lea volum. Tot înainte. Mulți înainte, cât o vrea Dumnezeu să ne dea. Da. Și aici mai este ceva,
mine sau mă ascultați cu ceasul mâine 6 minute. Dați-vă cu așa de-a vreo. Pe drumul de la Chișinău la București, în 1990, am avut răgazul mentre se scriu niște, eu știu, scurturi, ciuburi din ce mi-au trecut pe minte. Și până la București a ieșit un poem pe care îl răznesc cu apropoarea dumneavoastră și în special a Părintelui Decan, să vă citesc foarte, foarte puțin. Da, intrați într-o atmosferă care era atunci propice, să zic că toată mea o călare mei, de citit. Titlul poemului este Nimeni nu ne-a cerut viața. O fi așa, nu o fi așa. Poate am exagerat. Mereu am coșmarul. Era, mă nepădesc vise sparte, imagini truncheate, moștri care vor necontiniți pe mine, care vin necontiniți pe mine, plecându-și vertebrele ca niște animale din pleistocen, cerându-mi în cor iertare. Dar asta se petrece numai în vis. Mă trezesc, nu văd pe nimeni și aștept apoi încăpățânat cu obstinația Sfinxului care ne dăjește ca vântul îi va toci cândva labele de rândui formă umană. Aștept să mi se ceară iertare, pum, pe rând sau cum vor veni, dar măcar să-i aud, să le zăresc mutrele, să vină de unde vor veni, din văzut, din ape, pacea de sub pământ, să se apropie, să aibă curajul, să încerce pe prinții, pe poate să vină, să ne ceară bine iertare poporului român și chiar și mine. Să vină să ne ceară iertare cei care ne-au împărțit potarurile, călăul de la răsărit și negurul de la apus, ca și cei care au primit spargerea potarurilor fără a ridica armele, cei care ne-au măcelărit la lumina zilei sau la nopții, cei care au călcat țarele românească, cei care i-au omorât pe Potopovul Munteanu sau pe Capitanul Iepure, să vină chiar și cu mâinile pe ei de sânge, dar să vină, să vină, să vină. Mă opresc aici, timpul e atât deja, a fost foarte încătuitor cu mine, poemul se numește Nimeni mi-a cercat, face parte din o piesă de teatru istorică, unde la început am fost receptat cu foarte, foarte multă bucurie de cineva care e directorul general la Teatrul Național, ca să spună ulterior că dânsul nu poate să o bage pe scenă în programul meu, pentru că este frică. Este o justiție. Era frică, doar să făcea că lucrează. O aveți. Mulțumim foarte mult.